Buna colaborare de până acum cu vecinii sârbi s-a văzut în multe proiecte depuse și câștigate de autorități pentru bani europeni. Prin urmare, astăzi la Drobeta, Turnul Severin, primarul Marius Greciu și Gel din Cladova au stabilit să demareze noi acțiuni pentru dezvoltarea celor două orașe. Mai sunt bani, e adevărat, nu prea mulți, și să vedem cum putem să facem proiecte comune să luăm, pentru că mai avem proiecte comune. Am demonstrat că putem face o echipă bună cu frații noștri de peste Dunăre, de la Cladovo, și dumneavoastră la fel sunteți alături de noi și ați avut de câștigat de pe urma relației și colaborării cu noi. În ceea ce privește Severinul, Marius Creciu spune că are în vedere câștigarea unor proiecte pe bani europeni pentru asfaltări, dar și pentru dotarea primăriei cu o serie de utilaje necesare în situații de urgență. Pentru că până pe 30 martie trebuie să depunem proiecte comune. Vor fi două serii de proiecte, unele în care noi suntem lideri și dânsii parteneri, alții în care dânsii sunt lideri și noi parteneri. Ne interesează în principal două proiecte mai importante. Unul vizează situațiile de urgență unde am putea să mai sunt bani și mai putem să dotăm primăria cu utilaje care să ne sprijine în cazuri, să zic, mai ușoare, dezăpeziri, inundații mai mici, lucruri care le găsești destul de des în ultima perioadă și în România și în alte țări. Clima asta ne dă bătăi de cap și suntem obligați să fim pregătiți pentru orice fel de situații. Iar un al doilea proiect vizează asfaltarea unor străzi din Gura Văi, am luat ca și zonă defavorizată, unde la fel vrem să fim lideri și dumnealor parteneri. Astăzi o să aflăm și proiectele de care sunt dânși interesați, unde noi putem să fim parteneri cu dumnealor. Este o discuție de lucru, e prima, o vor urma în grafic și alte discuții. Așa cum spunea și dumneavoastră la început, sunt oameni cu care ne-am înțeles, parteneri serioși, cu care ne-am putut înțelege de-a lungul anilor, și mă bucur că sunt astăzi aici. O să mergem și noi la Cladovo. Noi am avut și cu Negotin vreo două proiecte și sper ca măcar unul dintre ele, în care noi suntem lideri, să se materializeze, și unul de-al lor în care ei sunt lideri și noi parteneri să la fel să se materializeze. O colaborare excelentă, așa descrie primarul din Cladovo relația cu autoritățile din Drobeta, Turnul Severin. Tocmai din acest motiv se dorește o continuare și o dezvoltare a celor două zone pe fonduri europene. Noi avem o colaborare excelent, m-aș să spun, cu primăria de la Turnul Severin, cu domnul Screciu, cu domnul Liviu. Suntem prieteni foarte buni și noi ne gândim că Dunărea nu e mal între noi, numai este ceva ce ne leagă și pe unii și pe alții, că și în partea aia și în asta vorbim românește, și credem că cu proiecturile de transfrontaliere facem ceva și mai bine și de popor și de orașele noastre. Și noi avem acum patru proiecturi care le mergem în realizare. Două proiecturi de la primăria de la Turnul Severin, este una de o situație urgentă, și de rehabilitare drumurilor. Noi avem un proiect de turism, care ar să fie aceea, și altul proiect este, care noi credem că poate să treacă la noi, făcut cetatea la noi. Că noi avem o cetate foarte bună aceea și avem proiectul gata, pregătite tot, și credem că la ultima acum rând care este la proiectul de transfrontaliere, că se închide proiectul ăsta, mai că putem iar niște bani să putem să realizăm aceea, dar noi acum avem încă un proiect care lucrăm aici cu eparhia de la Severin, cu Broșteni și încă o organizare. Eu sunt foarte bucuros că vin aici la România, când mă căsesc cu prietenii noștri și când știu că colaborarea care a fost înainte ceva nu a fost foarte bine, noi acum am radicat foarte mult sus și avem foarte, foarte bună colaborare. Primăria din Cladovo are în derulare mai multe proiecte cu autoritățile din Drobeta, Turnul Severin, dar și din alte zone din Mehedinți, iar numărul lor va crește, cu siguranță având în vedere că până la 30 martie se mai pot depune proiecte comune pentru bani europeni.